Zvanima Leha! Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici, pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Rojin, iubesc parfumurile, ador să vorbesc despre ele. Asta în cazul în care voi mă vedeți acum pentru prima dată. Dacă mă vedeți pentru prima dată și dacă sunteți pasionați sau iubitori de tot ceea ce înseamnă parfum parfumerie, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonul de subscribe, implicit clopoțelul. Pentru uh, videoclipul de astăzi m-am gândit să ne jucăm puțin și așa este un uh, mega mega hype peste tot pe YouTube, uh, Instagram, Facebook, peste peste tot vedem Barbie. Doar, doar Barbie. Așadar, am încercat să mă transpun și eu în această Barbie. Sunt plină de zorzonele, accesorii și, bineînțeles, tricoul la purtător. Disclaimer, trăiască Pepco. Bun. Și dacă toată lumea de la noi și din afară a făcut celebru clip cu parfumuri pentru Barbie sau cum ar uh, parfuma-o pe Barbie, m-am gândit să fac și eu acest clip, însă, în viziunea mea. Și viziunea mea este acea Barbie Middle Eastern, bineînțeles, cum altfel decât Barbie Middle Eastern, din nou vă spun. Um, E o chestie la mine cu treaba asta cu cultura asta Middle Eastern în sensul că viața mea personală este undeva între lumea europeană și lumea Middle Eastern. Dar să revenim la subiectul de astăzi, sau cum se spune, genul programului divertisment. Am venit către voi cu 15 parfumuri pe unele le știți, pe unele nu, unele sunt noi, unele le aveam însă nu. Nu am găsit până acum momentul prielnic să vă vorbesc despre ele. Marea majoritate sunt parfumuri pe care eu, una în accepțiunea mea și în gusturile mele, ca să spun așa, le-aș purta chiar și acum pe vremea de afară. Și să-i dăm drumul înainte de toate. De ce Barbie Middle Eastern, sau cum este acea Barbie Middle Eastern? Acea Barbie Middle Eastern nu poartă neapărat parfumuri în sticluțe roz. Acea Barbie Middle Eastern, la capitolul parfumuri, se învârte oarecum într-o zonă de. Uh, arome uh, dulci, gurmande, siropoase, uh, pe -a locuri sexy, da? pe alocuri jucăușe, dar să pornim! Primul pe care aș vedea-o pe această Barbie Middle Easter, oricum pentru fiecare parfum, veți avea aici câte o poză cu păpușica care reprezintă acel parfum cel mai bine. Vorbim, bineînțeles, despre un parfum al casei Ahmed al Maghribi, care, din păcate, știu că multe dintre voi îl așteptați. Momentan este out of stock. Vorbim aici despre Marin de la Ahmed al Maghribi. Marin, acel fructat, gurmand, tineresc, jucăuș, vesel, de vară, versatil, jeleuri fructate, bombă fructată, deci toate fructele dulci posibile din lumea asta în această sticluță. Cam asta este Marin. Ca o mică paranteză, gurmandul acesta, Marin, v-am spus că este un gurmand de vară, este fix ceea ce eu una mi-aș fi dorit să fie iara de la Latafa. Știți că la un moment dat am avut Iara de la Latafa. Ei bine, după o lună jumătate de uh, furtare de Marin, am renunțat la Iara. Da. Marin este altceva. Marin, uh, să vă faceți voi o idee, nu este în zona aceea de milkshake cu căpșuni. Oricum... Mm. Nici iara nu este acel milkshake in your face cu căpșuni și toate chestiile dulci și gurmande, nu! Marin tinde mai mult către un parfum de la Escada. O să vă las aici uh, poza, nu-i mai rețin acum numele. Știu că este vorba de o ediție limitată, însă nu dispare atât de repede precum parfumurile casei Escada. Nu, Marin e acolo, rămâne, toată lumea din jur te va simți și toată lumea te va complimenta pentru că da, este acel parfum magnet de complimente. Bun, următorul de pe listă vine de la Dubai Collection și este un uh, dupe pentru uh, Tom Ford, Bitter Peach. Da? Vorbim aici de Just Peach de la Pandora scent. Parfum care e una alam în varianta de 50 de ml și mai am extrem de puțin din el. Acest parfum este acea piersică dulce, cărnoasă, ușor condimentată, ușor buzi, avem vanilie, avem boabe tonca, uh, și este, în accepțiunea mea, genul de parfum versatil all season. Și da, este o piersică pe care eu una o ador. Piersica aceea buzi, piersica aceea in your face. Da? Performanțe mult mai bune decât celebrul original din care este inspirat. Următorul vine de la Casa Latafa. Sinceră să fiu, eu îl am cam de un an, un an jumătate, cam pe acolo. Nu știu dacă mai, mai este disponibil pe unul din site-uri. Oricum, pentru toate parfumurile ca de obicei, veți avea link în descriere. Și vorbim aici despre Hurafi de la Latafa. Da, se vede, nu prea se vede este foarte consumat și el. Nu știu, la o primă vedere sticla nu vă inspiră nimic, wow, da? Vă inspiră, nu știu, eu când am văzut prezentarea am zis, prietene, ăsta e parfum bărbătesc din start. Însă, Hurafi nu este un parfum bărbătesc, nu. Hurafi este Pink Sugar în varianta Middle Easter, fără acea tentă sintetică, da. Deci este un Pink Sugar, care nu este uh, la fel de sintetic precum originalul. Mm, este acel parfum de eastern, ce miroase a dulce, a bombonele, a vată de zahăr și toate deserturile mega-mega-dulci disponibile pe planeta Pământ. Nu știu, e genul acela de parfum ce miroase pur și simplu mâncabil. Deci, ești, dacă te dai cu hurafi, ești desert pe două picioare, ca să o spun așa. Am și Pink Sugar în colecție și, din nou, vă spun, acest hurafi este altceva. Chiar este altceva, nu este la fel de sintetic. Este, nu știu, ai senzația că e mult mai bine blenduit. Oarecum este mult mai profund și, bineînțeles, pe mine are performanțe mult mai bune decât Pink Sugar. Bun, următorul, deci nu vreți să știți ce am făcut aici, cum le-am înșirat așa, precum niște soldăței. Următorul vine, bineînțeles, tot de la casa Ahmed al Magribi și vorbim aici despre UD Couture. Da. ud cu care este acel Barbary Her un parfum uh, jovial jucăuș uh, genul acela tineresc vesel, dar fără a uh, pica în latura juvenilă da? nu este un parfum pentru copilași, cum spun eu este acel H.E.R fără acea notă de um, notă de căpșuni sintetice. Dacă ați testat her sau dacă l-aveți, nu știu, e una din nou în accepțiunea mea her are niște, niște multe căpșunici sintetice. Ei bine, ud cu nu. Are și acel um, vibe de bacara ruș, da? pentru că v-am mai spus eu în clipul dedicat că atât Her originalul cât și acest Oud Couture îmi dau acel vibe de bacara. Sunt oarecum verișoare da? aceste parfumuri. Și nu are nici nota aceea de cabinet stomatologic. Din nou, un parfum all season, versatil, orice ținută, oriunde, oricând, în orice anotimp. Bun. Îmi cer scuze o secundă. Dacă am vorbit despre ud cutiur, nu avem cum să nu vorbim despre red velvet. Din nou, un parfum pentru acea Barbie Middle Eastern. Din nou, un uh, dupe foarte reușit în accepțiunea mea și pentru gusturile mele, pentru Barbary Heart. Aici avem un Barbary her ușor mai lemnos în accepțiunea mea. Din nou, fără acea notă de uh, căpșuni sintetice. A, și am omis să vă spun niciunul din cele două nu au acea notă de zahăr ars din hăr. Ceea ce pe mine una nu face decât să mă bucure. Din nou vă spun, în clipul dedicat chiar vă spuneam că eu hăr nu pot purta vara, însă aceste două, aceste două parfumuri le port, le iubesc, le le-aș turna efectiv pe mine. Nu deranjează cu absolut nimic niciunul din cele două. Aici însă nu avem acel uh, vibe de bacara, cum îl avem în uh, ud, în uh, Și este un parfum oarecum cu fructe roșii. Mai, uh, un parfum centrat pe nota de fructe roșii, ca să spun mai ok. Și este, în accepțiunea mea, ușor mai dulceac decât Oud Couture și ușor mai dulceac decât Her, chiar dacă, e o contradicție aici, nu are acea notă de zahăr ars. Următorul este acel parfum pentru acea păpușică Barbie Middle Eastern, nu știu cum să spun, o păpușică oarecum misterioasă, sexy totodată, o păpușică mai prințesică, da? Și vorbim aici despre roz noir de la Ahmed al Maghribi. Una din cele mai mari descoperiri ale anului, din nou pentru mine și pentru gusturile mele. Acest roz noir de când a intrat în viața mea, am fost înnebunită, sunt în continuare, sunt disperată, tot timpul întind mâna după el. Este acea olimpea cu trandafir, portocală și o atingere de pelin. Este acea olimpea mult mai bogată, mult mai compactă, mai densă, mai bine închegată, nu știu cum să spun mai senzual, sexy decât Olimpea, percep acest roz noir, mai complex, mai cremos și nu știu, pe ansamblu este un miros mult mai intens, mult mai frumos, este altceva. Uh, V-am mai spus eu din nou, am avut aici un clip dedicat, Olimpea versus uh, roz noir, după 5 ani de zile de Uh, utilizare nebună de Olimpea L-am lăsat să plece din colecția mea Și am ales să rămân cu roz noir um, Purtându-le atâta... Bine, Olimpea l-am purtat mai mult, dacă totuși e vorba de 5 ani Dar am făcut mai multe zile la rând acel test o, Pe o mână am pulverizat Olimpea, pe cealaltă roz și le-am tot comparat pe diferite temperaturi, în anumite stări de spirit ale mele, și așa mai departe. Concluzia, roz noir mi se pare un miros mult mai altfel decât Olimpea. Olimpea, când le-am comparat unul cu celălalt, m-a dus într-o zonă mult prea sintetică în comparație cu acest roz noir. Știu că multe dintre voi iubiți Olimpea și eu sunt fostă iubitoare. Dar, din nou, acest clip, nu știu, este un pamflet oarecum și trebuie tratat ca atare. Și aici, din nou, vorbesc strict de gusturile mele. Următorul este un parfum nou venit în colecția mea. Un parfum ce l-am avut în variantă de decant de 10 ml. Din nou, aceeași poveste cu mostrele. L-am achiziționat acum undeva la 3-4 luni în urmă, nu mai rețin. L-am pufăit atunci, am zis da, îmi place și bineînțeles m-am luat cu altele și nu am comandat sticla mare. Acum câteva zile am văzut pe story, pe Insta la story la draga mea Otilia, dacă nu o urmăriți vă las aici canalul ei de YouTube, eu o urmăresc cu drag, vorbesc mereu cu ea zilnic. Este genul aceea de. Uh, face parte din categoria persoanelor reale și naturale de pe YouTube. Tocmai de asta o iubesc atât de mult. Și ea și-a comandat acest parfum. Am intrat și eu repede pe site-ul celor de la Dubai Collection, deoarece de acolo este acesta. Apropo, din nou, celebru cod de reducere pentru 5%. Dacă doriți să-l folosiți, vă mulțumesc cu drag. Dacă nu, din nou, vă mulțumesc. Nu e nicio supărare. Dar să nu ne mai lungim, vorbim aici despre Forbidden Sugar de la Emir. Da. Dupe pentru Sugar de la Franklin Bocle, dacă spun bine. Nu prea sunt prietenă cu franceza. Acest Forbidden Sugar este acel parfum cu bezele, acel parfum uh, cu miere, este acel parfum cu tot ce e mai gurmand și mai delicios în univers. Are pe alocuri o tentă tropicală, Dată de nota de cocos și undeva prin dry down avem un caramel exact cum spunea Otilia, ceva mai precis între granița de, dintre caramel și ciocolată. Da? Ori este caramelul acela foarte dens, ori nu știu, este genul de parfum foarte dulce, foarte gurmand și ușor lactonic. Eu una le resimt ușor, ușor lactonic. Dacă sunteți iubitoare de parfumuri gurmande, parfumuri dulci, cu siguranță este un safe blind buy. Știu că atunci când l-a comandat Oti, erau 3 pe stoc. A luat ea 1, am luat eu 1 și mai rămăsese unul singur în varianta full size. Oricum, cei de la Dubai uh, reactualizează stocurile, sunt mega ok din punctul acesta de vedere. Așadar, dacă sunteți în zona de parfumuri dulci, gurmande, uh, bombonicioase, delicioase, cu miere, cu bezele, cu tot ce e mai dulce pe pământ, Forbidden Sugar Safe Blind by. Dacă nu, mostre 2-5-10 ml. Următorul. Vine de la Casa Afnan. Din nou, și pentru acesta am avut un clip dedicat, oarecum clip dedicat, și vorbim aici despre Modest Dieu Pur femme. Da. Și acesta este destul de iubit. E, acest Modest Dieu Pur Fa este acea păpușică Barbie nocturnă, da, acea uh, prințesă de noapte pentru că acest mod de zdiu um, seamănă foarte mult cu la nuit trezor de la Lancôme. însă aici avem căpșuni și cireșe trase în ciocolată uh, acest mod de zdiu de la Afnan în accepțiunea mea, având și la Nuit Trezor și purtând și iubind acel parfum, acesta îl percep mult mai gurmand decât la Nuit Trezor. Misterios, sexy, ușor dark. Un la Nuit Trezor ușor mai fructat, fără acea tămâie pe fundal, fără acea tămâie din bază. da. Asta este, Acesta este... Modez de la Afnan. Următorul este un parfum mega iubit, mega recenzat pe YouTube, mega adorat și vorbim aici din nou de un parfum de la Dubai Collection și anume Mojo de la Twins Paris. Mojo, acel fructat ușor gurmand. Sexy, genul de parfum liniar, nu vă așteptați la prea multe transformări de la acest mojo, însă, cu toate că este un parfum liniar, este foarte, foarte frumos. Din nou, pretabil, all season, în orice ocazie, poate fi uh, foarte ușor și genul de parfum semnătură. Da? Piersică, caramel vanilie sau deliciu olfactiv. Din nou, o păpușică Barbie cu siguranță ar putea reprezenta acest mojo. Uh, schimbăm din nou oarecum repertoriul și trecem la acea păpușă Barbie din nou uh, misterioasă, acea prințesă Middle Eastern, um, Păpușa aceea cu aerul acela sexy, misterios, ușor, ușor, dark, dar aerul acela regal, ca să mă exprim așa. Și vorbim aici despre un parfum din nou de la casa Ahmed al Magribi și anume Bidun S. Da? Această sticlă... Voi nu ați văzut-o până acum, nu v-am vorbit despre acest parfum, însă îl am. Acest bidun Esm este um, normal, văzând notele, apropo, pentru fiecare voi căuta să vă inserez și notele, pentru fiecare parfum, la o primă vedere, privind notele acestui bidun es. Vă veți duce cu gândul la celebrul combo UD și trandafiri. Ei bine, avem acel combo de UD și trandafiri, însă este acel combo unic de UD și trandafir. Din câte parfumuri cu UD și trandafiri am testat, am avut, am purtat. Niciunul nu îl pot compara cu acest bidun es. Udul din acest parfum nu este udul acela dark, dulceag, nu este udul acela obișnuit. Uh, o să râdeți, dar este genul de ud luminos. Un parfum, udul este prezent, dar... Din nou, mă repet, este un ud luminos, ceva light, ceva aerat. Parfumul în sine, fiind centrat în accepțiunea mea pe nota de trandafir, sau mai precis note de trandafir, pentru că este un parfum la care nu pot spune este trandafir marocan, turcesc, bulgăresc, XYZ. Nu. Pur și simplu sunt. Cam toate felurile și națiile, ca să spun așa, de trandafiri posibile în acest parfum. Și da, eu, acea rojin care nu iubește uh, trandafirul în parfumerie, ador bidun ez. Și da, două pufuri îl pot purta și acum vara, seara. Un parfum, nu știu, nu, nu am cuvinte. Și, din nou, îmi pare foarte rău că l-am descoperit abia acum, dar, vorba aceea, niciodată nu e prea târziu. Următorul este o achiziție mai nouă în urma hype-ului, din nou de pe YouTube. Încă o dată îmi cer scuze. Și, momentan, el, sărăcuțul, este la macerat. Da. Știu că m-a mai întrebat cineva în comentarii treaba cu macerarea parfumurilor. Sinceră să fiu, și eu încă studiez la treaba aceasta, însă ceea ce vă pot spune din nou, din ceea ce am experimentat eu, parfumurile Middle Eastern. Sau parfumurile arăbești își schimbă intensitatea, oarecum aroma și performanțele dacă le dați, le pufăiți o dată de două ori și le lăsați minim două săptămâni la o temperatură constantă și la întuneric. Eu una de obicei când le las la macerat, le țin în cutia lor și le țin pe rafturile din... Dressing din șifonier, pentru că da, acum parfumurile mele sunt pe mai multe rafturi. Uh, și le las acolo. De ce am pus acest ansam gold de la la tafa la macerat? Deoarece la primul puf aproape că nu am simțit nimic. Mm, căutând notele sale și. Tot văzând mai multe recenzii din afară, mi-am dat seama că, de fapt, nu e genul de parfum care să, la care eu să fiu anosmică. Pentru că, da, fiecare avem percepția noastră, simțul nostru olfactiv, nu toți percepem un parfum la fel și nu toți percepem aceleași note într-un parfum. Și, da, cu toții suntem anosmici la anumite note, acorduri sau, de ce nu, parfumuri. Însă, acest Ansam în Gold, nu-l voi pufăi pentru că el normal e pe dreapta, cum spun eu, mă duce în zona, într-adevăr, de Love Don't Be Shy de la Killian. Însă, un Love Don't Be Shy, din nou, combinat cu Oriana. Nu este genul de uh, parfum, nu este genul de miros la care să spun da, pun degetul direct pe Love Don't Be Shy sau direct pe Oriana. Nu! este cum am mai spus eu în alt clip, ca și cum ar fi copilul dintre Love, Don Bishai și Oriana. Din nou, un parfum pentru o Barbie Middle Easter. De ce? Este un gurmand soft la momentul de față. Vedem, mai are cam o săptămână. Un gurmand soft, delicat, o aromă senzuală, ce oarecum creează dependență. Da, pentru că eu sunt, de când mă știu, în zona parfumurilor gurmande și în zona parfumurilor dulci. Da, cam asta e zona mea de bază. Uh, cu afinități către tutun și mai nou mosc. Dar, din nou vă spun, aroma în sine mă duce acolo, însă este oarecum un miros fad șters. Tocmai de aceea m-am gândit să îl las puțin să vedem cum se maturizează. Dar între timp mă pot bucura de celelalte variante și anume Fahama de la Maison Asrar. Din nou, da? Un parfum ce pur și simplu, cum spun eu, îl beau. Este acel chilian cu caprifoi, din nou, nu este listată nota de caprifoi, însă eu resimt acel caprifoi suculent, mirosul acela dulce, suculent, gurmand, delicios, tot ce vreți. Avem din nou acea floare de portocal zaharicioasă, este un floral gurmand intens, este un parfum, nu știu, multă lume nu prea îl poate purta vara, eu mă bucur de el all season, pentru mine nu are anotimp acest Fahama. Din nou, un parfum linear, dar totodată un parfum superb. Și v-am mai spus eu în clipul dedicat că mă duce cu gândul la bazarul din Turcia, și anumite dulciuri locale și anumite jeleuri locale, da? Nu știu, asta miros. un love cu caprifoi, da? O variantă pentru chilien. Din nou pret... Ok, din nou pretabil sau purtabil pentru o păpușică middle -ister. și. Dacă am vorbit despre fahama, nu avem cum să nu vorbim despre rar passion de la Afnan. Deci, din nou, una din descoperirile anului, cel puțin pentru mine. Acest parfum este acel combo Love Oriana, da? Acel parfum ultra, mega, hiper, sexy, dulce, dar totodată nimic copleșitor, nimic deranjant, nu e genul de parfum care să vă aducă migrene. Avem floarea de portocal din Kilian și dulceața pudrată de la Oriana. Și nu pot rezista. Doamne, Doamne Dumnezeule, de exact cum v-am spus, floarea de portocal din Chilian și dulceața pudrată din Oriana. Este un parfum um, ce-i drept mai nou lansat, cred că are totuși câteva luni uh, la noi, dar este un parfum ce merită mai multă atenție. Și din nou, dacă sunteți în zona dulce, ușor gurmandă, bombonicioasă, sexy, dar sex, sexy sexiul acela dulceag, rar passion, go for it blind. Din nou, trebuie să o menționez pe doamna Eni, dacă mă vedeți, să rămână din suflet pentru, nu știu, pentru simplu fapt că v-am cunoscut chiar și așa prin intermediul YouTube-ului. Adică v-am cunoscut virtual. Uh, în afara faptului că sunteți o doamnă minunată, în afara faptului că aveți cei mai frumoși ochișori din lume și cei mai calzi și mai blajini, uh, știu că doamna Eni și-a comandat acest Rare Passion, mi-a scris în comentarii și nu știu dacă am reținut eu bine, dar am reținut că dorește să-și mai achiziționeze o sticlă. Și eu îl am pe lista de parfumuri la care necesit backup, da uh, Backup deja am pentru roz Noir, pentru, mai -a, ah, pentru bidon S Și pentru UD couture, da Am uh, luat un backup Ok Vom trece acum la acea păpușă Barbie Middle Easter, nu știu, care participă la o petrecere la Sarai, da? E, de ce nu, în centru atenției. Să spunem o păpușă Barbie Middle Easter sărbătorită, care poartă sublim comedii de la Twins Paris, din gama Welcome to the Wood, da? Că mereu aici avem o treabă. Acest sublim comedie este acel ADN de Killian Angel Share, Angels Share, care pe mine m-a fascinat. În ce sens? Când am făcut unboxing-ul, aveți clip aici, am filmat. Dar după ce l-am purtat și l-am repurtat și după ce am comparat eu cu ce mai aveam prin casă, mi-am dat seama că acest sublim comedii, din nou, în accepțiunea mea, în percepția mea, acest sublim comedii se deschide precum Fire Your Desire de la Emir, iar în uscare merge în proporție de 90% către Hamra de la Latafa. Este acel gurmand ușor buzi, unisex categoric, acea pralină delicioasă, acel uh, vibe de apple pie, da, acel coniac frumos, nu știu, dar, iar am început cu nu știu, este, uh, din nou, o descoperire în zona de ADN de Killian Angel's Share, deoarece, mă repet, el se deschide precum Fire Your Desire, tot de pe Dubai Collection, însă în uscare merge 90% către celebrul Hamra. Da? Din nou, divinisim, divinisim. Testați-l neapărat, găsiți și mostre de 2 și 5. La acesta nu avem decant de 10 ml, deoarece el vine în format de 50 de ml. Și mai avem două parfumele pentru două păpușele. Dar, din nou, schimbăm puțin repertoriul și vorbim aici despre acea Barbie Middle Easter în ziua anunții. Acea păpușică Barbie Middle Eastern mireasă. Pentru uh, acea popușică. acum mi-am dat seama că am și spus că am nevoie de backup și din acesta și nu am făcut comandă. Bine, nici nu mai e pe stoc, dar trebuie să-mi activez eu uh, notificarea prin mail. Pentru că aici vorbim despre Zuraike de la... Ahmed al Maghribi. Da? Acel, acel, floral beast mode. Exact cum mi-ați spus și voi și în comentarii și în privat, da, este acel parfum Beast Mode. Este acel combo divin, crin, bujor, elegant, luxos, opulent. Nu știu, genul acela de elegant, sofisticat, ușor citric, magnet de complimente garantat, garantat. Nu știu. pretabil all season, da, portabil uh, în orice anotimp. Sau genul acela de parfum, cum spun eu, uh, parfumul unei soții bogate parfumul acela de cucoană, cum mai spun eu. Și nu, nu vă duceți în uh, zona vintage, deoarece acest zuraiche în fond și de fapt este cinema, varianta veche, neamputată, nereformulată, adică, din nou mă repet, acel combo crin bujor superb, superb, superb. Oh, divin! Divin și da, e un alt port și acum, vara, adică. Bun, ultimul, dar nu cel din urmă, este un parfum pentru acea Barbie Middle Eastern. Uh, din nou, jucă ușă, dar misterioasă totodată. Pentru că da, nu știu de unde mie îmi dă și un oarecare vibe așa misterios. Îmi transmite o stare misterioasă, nu știu ce am eu cu vibe. Vorbim aici despre Vibrant Orange and Neroli de la Emir, Dubai Collection. Din nou, un parfum. Da, da l-am băut. Și nu l-am de mult timp. 3 luni, 2 luni, Două luni, dacă nu mă înșel, oricum unboxing-ul vi las aici și primele impresii. Acest uh, Vibrant Orangent Neroli este inspirat după cum ne duce și sticluța dintr-un parfum al casei By Redo și anume Sandiest. Bun. Ce avem aici? Avem mandarine cărnoase și suculente. Deci mandarine cărnoase și suculente dulci. Crează senzația aceea de apă în gură Doza de neroli Din această combinație nu mă deranjează Pentru că voi știți, așa cum nu iubesc trandafirul, nu iubesc nici nota de neroli Pentru că în anumite parfumuri mi se pare mult prea mult Și îmi dă la nas o tentă prăfoasă, ca și cum aș avea praf în nas nu știu cum să explic mai bine de atât senzația ce mi-o dă nota de neroli. Însă, aici, în acest parfum, e foarte bine echilibrată. Presupun că nu este o doză foarte mare de neroli, ca să spun așa. În uscare își face apariția o dulceață gurmandă. În uscare, acest oringent neroli îmi dă o tentă de vată de zahăr cu aromă de mandarină. Nu știu, mai mult de atât și mai clar de atât nu știu ce să vă spun. Dar asta este senzația care mi-o lasă în dry down. Vată de zahăr cu aromă de mandarină. este un ADN, nu știu, ușor de plăcut, adică nu văd nimic să nu vă displacă, însă din nou mostre. Aveți posibilitatea, achiziționați mostre, nu mergeți pe full size blind buy. Cu toate că eu fac asta, da, e sportul extrem pe care mie îmi place să-l practic. Bun, aceasta a fost selecția de 15 parfumuri pentru acea uh, popușică Barbie, varianta Middle Eastern, da? Și facem acum o nefăcută, cum spun eu. Transform acest videoclip într-un tag și îl voi da mai departe către... Otilia de la cufărul cu parfum, însă de la Otilia vreau acele parfumuri, selecția ei de parfumuri, 5, 10, 15, 20, oricâte vrea ea, mie oricum îmi place să o ascult vorbind despre parfumuri, uh, pentru acea Barbie Rockstar. Da, asta vreau. Otilia, ai pentru parfumuri pentru păpușa Barbie rockstar da? rockstar metalhead metalistă. Nu mă înjurați pentru că nu sunt în zona asta, da. Uh, vă mulțumesc dacă ați rămas cu mine până la final. Uh, sper că v-a plăcut varianta mea altfel de clip Barbie. Dacă aveți și voi vreunul din parfumuri. Și vreți să îmi povestiți experiența sau experiențele voastre cu ele sau dacă le-ați testat Vă aștept cu mare drag în secțiunea comentarii Dacă nu ați făcut-o până acum, dacă nu v-ați abonat, v-aș mulțumi din suflet dacă ați face acest lucru Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați de like Și um, noi ne vom revedea abia după data de 15 august. Urmează o mică vacanță. Nu știu. De fapt cu siguranță nu voi filma pentru YouTube, vom fi plecați în Turcia la socri. Nu voi avea cum să filmez pentru YouTube, dacă am cum uh, câteva poze cu sote de Vă voi lăsa pe pagina mea de Instagram. Din nou aveți linkul în bara de descrieri dacă doriți să comunicăm și pe Insta. Și până după data de 15 august, vă îmbrățișez, vă mulțumesc pentru susținere, pentru toate cuvintele frumoase de aici, de pe YouTube, inclusiv din privat. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag pe toți și pe toate, și haideți să-mi lăsați și voi în comentarii cum ați parfuma voi o Barbie. Nu neapărat o Barbie Middle Eastern, dacă nu sunteți în zona mea de Middle Eastern, parfumuri arăbești. O Barbie Doctor sau o Barbie Normală? Aștept cu mare, mare drag propunerile voastre. Încă o dată, vă mulțumesc din suflet vă îmbrățișez cu drag pe toți, pe toate și până după data de 15 august să fim cu toții fericiți, liniștiți, relaxați și neapărat parfumați. V-am pupat!